Bun găsit! Astăzi vorbim despre ozonoterapie. Medicul Ștefan Tiron ne spune la ce ajută această terapie și dacă o folosim ca metodă de prevenție sau în tratarea anumitor boli. Așadar, domnule doctor, care sunt beneficiile ozonoterapiei? Ozonoterapia, în primul rând, că trebuie înțeleasă ca oxigen-ozonoterapie. Există 95-97% oxigen și doar 3-4-5% ozon, deci foarte puțin. Ei, acest ozon își face treaba în organism, se spune, dar de ce dacă băgăm radical liber? Nu e adevărat, corpul nostru are radical liber care sunt foarte folositori pentru distrugerea țesuturilor celor moarte, dar nu în cantitate prea mare. Dacă sunt în cantitate prea mare, știe toată lumea că creează probleme. Ori această ozonoterapie vine să întărească imunitatea organismului, vine să distrugă tot ce înseamnă microbi, virus și așa mai departe, ceea ce este extraordinar. Vine să încarce mai bine celula roșie sanghină cu oxigen. Imaginați-vă că pentru a duce în drumul taberei câteva mii de oameni, poți să-i bagi câte unul într-un taxi sau poți să-i bagi câte cinci într-un taxi. Așa se încarcă celula roșie cu oxigen și ajunge mult mai bine încărcată către țesuturi și atunci hrănirea se face mult mai eficient, mult mai bună. Sunt multe alte proprietăți ale ozonului, dar vi le-am citat pe cele mai importante, doi la mână. Nu există practic contraindicații. Cei care au tensiune foarte mare vin, noi nu există să facem ozonoterapie fără să luăm o tensiune. Dacă are pacientul tensiunea mai mare, îi dăm o pastiluță, îi scade tensiunea și se poate face ozon. De ce? Ozonoterapia poate să crească puțin tensiunea arterială. Și una dacă o crești de la 13, 14 la 17 și alta dacă o crești de la 25 la 27. Asta voiam să vă întreb. Există pacienți care nu pot apela la această ozonoterapie? Se pare că practic nu. Există niște pacienți care au un surplus de enzimă și un deficit de enzimă, o enzimă foarte complicată și în România am întâlnit un singur pacient. Deci, practic, această terapie ne ajută în prevenția mai multor boli. Nu numai în prevenția. Cea mai bună administrare a acestei terapii este la dureri. Pacienții vin cu dureri de nu se pot mișca, aduși de familie și după primul tratament, prima aplicație de ozon, se simt mai bine. Foarte multe din aceste dureri de membre inferioare vin din zona lombară, iar foarte multe dureri de membre superioare vin din zona cervicală. Așadar, contraindicații nu există, dar practic nu există. De câte ori ar trebui să mergem să facem această ozonoterapie dacă nu avem dureri? Ca măsură de prevenție să fim sănătoși. Atenție, cât de mult timp? Cei mai mulți pacienți vin pentru dureri. Și atunci fac de 3-4 ori pe săptămână. Rușii, de exemplu, care sunt foarte tari la așa ceva, fac și în fiecare zi, fac și de 2 ori pe zi. Dar noi facem de 3-4 ori pe săptămână ca să fie în regulă. Și foarte interesant, după prima aplicație de ozon la nivelul durerilor, durerea dispare pentru câteva ore, după aia cam reapare, dar mai puțin ca înainte. După aia, la a doua aplicație, durerea dispare mult mai bine ca înainte și așa că după 4-5 aplicații durerea practic dispare. Noi facem cam 10 aplicații și ca durerea să dispară definitiv. Există vreo diferență între această ozonoterapie și camerele hiperbare? Nu e nicio legătură între una și alta, decât că rezultatele pentru ozonoterapie sunt de 25 de ori mai bune decât la camera hiperbară. Vă spun că eu am avut un domn care a venit să-mi propună să-mi instaleze o cameră hiperbară în clinică și n-am vrut. Nu pentru că ar avea indicații puține, n-am văzut de ce se face pentru întinerire și așa mai departe. E foarte bună în caz de infarct, unde se face cel mai mult, la scafandri. Da. Când au stat prea mult în acolo și a ieșit brusc, se provoacă bule la nivelul sângelui și atunci cu această cameră hiperbară poți să le topești între ghilimele. Dar nu are nicio legătură cu ce vă spuneam eu și nu are legătură cu oxigen-ozonoterapia. Și această ozonoterapie o putem folosi și dacă vrem să ne recuperăm mai repede în caz de COVID, pentru că foarte multă lume a rămas cu sechele. Am înțeles că această terapie merge pe cazurile medii și ușoare. Pe cazurile grave nu am obținut rezultate satisfăcătoare, dar pe cazurile medii
Și ușor, păi, ca să nu ajungă să fie grav, un caz mediu, fă-i tratamentul care trebuie și atunci o să vezi că nu ajunge să fie grav. Pentru că, din păcate, s-a văzut că foarte mulți din cei care sunt intubați, de exemplu, da, cam mor. Da. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Mi-a făcut plăcere. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!